UPL vă recomandă pachetul tehnologic zeamă bordeleză originală și uleiul parafinic Ovipron Top. Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Ovidiu Ghinea la o nouă ediție a emisiunii Agricultura la Raport. Iată că revenim la un subiect mult așteptat de către dumneavoastră. Vorbim despre fermele vegetale, despre ce se întâmplă în 2021. Bineînțeles că nu vom da uitării niciun alt domeniu de activitate la fel de important, domeniul zootehnic, pentru că de foarte multe ori încercăm să dăm valoare sectorului vegetal prin acest sector zootehnic care ar trebui să atragă foarte multă materie primă și în felul acesta prețurile să fie ceva mai bune pentru producătorii români care îmbină atât sectorul vegetal cât și sectorul zootehnic. Mulți dintre cei cu care am discutat și arătau oarecum nemulțumirea de cum a debutat anul ăsta, în ciuda precipitațiilor, în ciuda fenomenelor meteo care ar trebui să ne bucure și cred că așa ar trebui să judecăm în clipa de față, pentru că arată bine culturile pentru moment, dar până vine momentul recoltatului mai e destul și abia atunci se pot declara mulțumiți sau încântați fermierii noștri. Da, e o rază de speranță, e un punct de la care pornim. Vă spuneam că o să discutăm atât despre zootehnie cât și despre sectorul vegetal, dar o să abordăm și alte teme, pentru că astăzi ministrul Agriculturii, domnul Adrian Oros, a susținut o conferință de presă, o conferință pe care ați putut-o vedea și aici la AgroTV și a discutat mai multe subiecte, a reafirmat ce își propune să facă în anul ăsta, ce programe. Multe dintre aceste programe le-ați auzit și aici la Agricultura, la Raport, în urmă cu 10 zile, când l-am avut ca invitat pe ministrul Adrian Oros. O să comentăm, o să discutăm împreună cu invitații și, bineînțeles, cu dumneavoastră, cu cei de acasă. Aveți oportunitatea asta să dialogați cu mine și implicit cu oaspeții mei prin intermediul telefonului 031 405 2800, dar și prin intermediul celor două pagini de Facebook, AgroTV, respectiv AgroTV-Agricultura la Raport. Cred că am vorbit destul, dați-mi voie să vă prezint invitații de la această oră. Vreau să le mulțumesc pentru efortul pe care l-au făcut să vină până aici în București, la Casa Presei Libere, la studioul nostru. Și o să încep cu domnul Marian Popa. Bună seara! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Îl salut de asemenea și pe domnul Angel Constantin. Bună seara și dumneavoastră, domnule Angel! Bună seara și telespectatorilor dumneavoastră! Și domnul Puiu Ilisei. Bună seara și dumneavoastră! Domnul Ilisei este prin intermediul unei aplicații pe care noi o folosim pentru a putea dialoga cu oaspeții noștri. Domnilor, întâi de toate, dacă tot am început prezentarea cu prognoza asta a meteo, sau mai corect spus, am făcut vorbire despre nivelul precipitațiilor, sunteți mulțumiți pentru zonele din care veniți, din Călăraș, respectiv Telorman, ca nivel al precipitațiilor până în clipa de față? Sunt precipitații care acoperă nevoile dumneavoastră sau, cum se spune, ar mai trebui să vină ceva, fie ploaie, fie zăpadă? Sigur că pentru zona de unde vin eu, din Telorman, din partea de nord a județului, putem spune în sudul Argeșului, sudul Dâmboviței, nivelul precipitațiilor, după părerea mea, este suficient. Până la acest moment consider că este un an favorabil agriculturii, producției vegetale, spre deosebire de anul trecut, când cred că la vremea asta aveam în jur de 40-50 de litri. În ianuarie, februarie, precipitații zero. În zona la noi sunt în jur de 140 de litri de apă în acest moment. Sigur, aici, în zona mea, solul este un sol greu. Este bine că s-a oprit un pic, deja a început să se apară băltiri pe culturi. Dă posibilitatea ca apa să se infiltreze mai jos.
150 de litri de apă la acest moment, eu zic că este bine și chiar cum de curând în seara asta am aflat că va fi cald următoarea perioadă și pe marți va veni din nou din soare. Consider o iarnă normală până la acest moment, nu a creat probleme de înghețuri, de a prinde cultura nepregătită pentru iernat. Este un an normal din punctul meu de vedere. Domnul Angel. Da, dacă e să facem o comparație cu perioada anului trecut, luna octombrie, noiembrie și decembrie și ianuarie, sunt aproape 200 de litri care au avut. Anul trecut, deci în 2019, ianuarie și 2018, erau 80-90 de litri. Deci e o diferență de aproape 100 de litri. Într-adevăr, în ianuarie, de mult, am o fac o statistică pe 10 ani, de mult n-am mai plouat în luna ianuarie 80 de litri. La noi în zonă de foarte mult timp și nu e mai puțin adevărat că și noi mai mult acum în toată perioada aceasta suntem cu ochii în permanență pe meteo, pe ce se întâmplă la ANM, care sunt și, așa cum spunea domnul Popa, într-adevăr se întrevede din nou încălzire, dar și ceva precipitații și așa cum au fost ele nimerite, pentru că și în decembrie am avut încă 80 de litri de apă, când n-am mai avut de mult, deci dacă iau comparația anul trecut, în decembrie erau 6 litri, în ianuarie erau 3 litri și așa și aia. Ce-a mai plouat acum câte 2 litri nici nu i-am mai contabilizat. Pentru că ne-am învățat să contabilizăm acum de la 20-30 de litri în sus. A plouat liniștit, a plouat bine. Există, până la adâncimea de un metru e aprovizionat solul cu apă, dar nu putem spune acum cât, cum va fi primăvara, cât foarte important este cum va fi primăvara. Cât de cald va fi în luna la aprilie și cât de mult va bate vântul, că la noi aici se pierde apa. Că aici când bate vânturile specifice la Bărăgan, la Călăraș, este vântul care vine și are el și o denumire populară așa mai porcoasă, nu se poate spune, nu se poate spune la televizor și într-adevăr ne așteptăm. Însă așa cum spuneați dumneavoastră, sunt speranțe. Sunt speranțe, încă sperăm. Deci culturile sunt bine răsărite, sunt înfrățite culturile de gru și de orz, rapița e bine, deocamdată nu au fost singurele temperaturi, au fost mai cu minus de minus 9 grade, a fost luni noaptea. Și câmpul acoperit cu zăpadă. Da, la noi nu este acoperit, asta este, la noi nu acoperit, la noi a venit mai mult ploaie. A plouat, nu a fost așa ce am văzut și eu venit spre București, am văzut de la Brănești în coast stratul de zăpadă mai mare, nu a fost strat de zăpadă. Problema e că a plouat liniștit, a burat, exact cât apa s-a dus și nu există niciun fel de să fie exces de umiditate apa și dacă a înghețat, a înghețat după 7-8 zile că încă temperatura a fost pozitivă și noaptea. Ziua era pozitivă și a fost. Deocamdată arată bine speranțele să vedem ceea ce se va întâmpla. Sperăm să plouă și în februarie, din tot ce datele care le avem și din ceea ce ne-am documentat, ce am văzut până pe 20 februarie, pare că și februarie a fi la fel cu precipitații, nu știu dacă cantitativ la fel ca și în ianuarie, va fi și acolo. Deci, deocamdată este bine, însă nu mai mă entuziasmez, nu mai mă bucur că așa am făcut și anul trecut, spuneam că culturile sunt frumoase, sunt bine răsărite, luând în comparație cu 2018-2019, cum răsărise, că răsărise în 2019 marte greu și acum l-aveam în toamnă mai mare, era în luna decembrie și ianuarie mult mai mare decât era cu un an în urmă. Domnul Ilie, presupun că cam la fel stau lucrurile și la dumneavoastră, că sunteți acolo aproape de domnul Angel. Da, noi ne bucurăm să auzim vești bune, să avem producție record anul ăsta, pentru că deja nivelul prețului la furaje sunt foarte alarmante. Nu au mai fost asemenea prețuri, cred că din 2012, dar în acel an prețul la carne era mult mai sus decât este acum, deci prețul la carne este foarte scăzut, furajul foarte scump și înregistrăm pierderi semnificative. Ne bucurăm ca producțiile la cereale să fie ridicate, să fie producții record, că așa putem și noi să depășim acest an care se anunță în continuare acum un an de criză datorită pandemiei, datorită limitării vânzării prin închiderea Horeca, restaurantelor și așa mai departe. Și ne dorim foarte mult ca fermierul din producția de cultură mare
să aibă o producție ridicată și un preț bun, ca și noi să putem să creștem animale în condiții normale. Se anunță un an important pentru zootehnie, nu doar prin producții de cereale bune, dar și prin relansarea vânzării. Să sperăm că din luna martie putem și noi să vindem producția, nu normal, nu ca în un an bun, dar măcar să putem să vindem și să golim depozitele de congelate pe care le avem acum pline. Haideți că o să vorbim și pe subiectul ăsta, dar avem un telespectator, domnul Bogdanel Ștefan, înțeleg că sună din Marea Britanie, din Anglia. Bună seara! Bună seara, m-au auzit? Da, vă auzim. Perfect. Mulțumesc. Am intrat în legătură cu dumneavoastră pentru că chiar urmăresc emisiunea și chiar am văzut ceea ce faceți. Sunt o persoană care lucrează în cu totul alt domeniu, dar este foarte pasionată de agricultură. Și în ultimii 2 ani de zile, eu lucrez în IT. În ultimii 2 ani de zile am văzut din partea agricultorilor români o problemă legată, cel puțin și puțin mai devreme a spus unul dintre colegii dumneavoastră, faptul că încerca să calculeze cantitatea de apă și cantitatea de precipitații în funcție de vreme. Întrebarea mea către dumneavoastră este faptul cum considerați dumneavoastră, vă place faptul că o străgească întotdeauna să vă uitați la meteo? Sau aveți nevoie de un sistem tehnologic în care să vedeți aceste date ca agricultori? Bun, vă rog. Nu am sistem, s-a referit la o la tehnologie adaptată exact, la tehnologia. Domnul Ștefan, este un lucru la fermierii prezenți și în general fermierii care fac agricultură la un anumit nivel folosesc anumite aplicații unde urmăresc nivelul precipitațiilor, adică știu cam la ce să aștepte. Nu se uită pe cer și își dau cu părerea dacă plouă sau nu. Probabil că sau la ce vă referiți, că poate n-am înțeles noi corect. La tehnologia de cultură? Da, asta mă referam la tehnologia de cultură. Da. Cred că am înțeles bine. Deci dânsul probabil că se referă la sistem de lucrări care se conservă apa în sol și are perfectă dreptate. Noi fiecare suntem preocupați de acest lucru. Numai că atunci când nu este apă deloc, poți să faci orice tehnologie. Orice tehnologie ar fi fost făcută în Constanța, Călărea și Ialomița anul ăsta, producția la fel ar fi fost. Pentru că dacă n-ai ce conserva, că nu a plouat deloc, atunci degeaba știm noi tehnologia. Da, dar într-adevăr aici vă total înțeleg, dar din punctul ăsta de vedere vă mai pun o întrebare dumneavoastră. Am văzut că se vorbea în emisiunea dumneavoastră de tehnologii prin picurare, prin irigare prin picurare. Păi asta este altceva. Vorbim despre irigat. Eu sunt un fermier cu o fermă de circa 1500 de hectare de teren și sunt preocupat pentru irigat. Sigur că sunt diverse metode, prin picurare, prin aspersiune, prin brazde, sunt mai multe metode. Fiecare își alege în funcție de cantitate, sursa de apă, sistemul de irigat. Toți fermierii din România sunt preocupați. Numai în măsura în care se reabilitează sistemele sau se fac sisteme locale de irigat, atunci putem să discutăm și despre acest lucru. Am înțeles. Deci dumneavoastră nu ați avea nevoie de o tehnologie care să vă spună umiditatea la sol, umiditatea în aer? Nu, asta știm cu toții. Eu am aparat în fermă montat de o firmă pentru a citi dumnealor cam care este vremea în zona în care mă aflu eu. Și domnul Ștefan, iertați-mă, deci, dumneavoastră vă ocupați cu așa ceva, comercializați lucruri? Nu comercializați. Sau care, presupun că întrebarea dumneavoastră vizează ceva, adică
Mi-e greu să cred că întâmplător ați făcut trimitere la asta. Nu, este doar un proiect deschis gratis, deschis agricultorilor din România. Se poate găsi online, se cheamă Agro Intelligence, se poate găsi online, este deschis gratis. Eu sunt foarte împotriva persoanelor care, cum zicea și domnul puțin mai devreme, își pune un sistem în fermă și cere bani pentru chestia asta. Când toate și sunteți împotriva? Sunt deschis. Nu. Ah. Să nu fie... Poftim? Da. Cu plată, să fie gratuit. E pentru... Este gratuit, este o chestie. Am înțeles. Bun. Gratuită. Haideți să procedăm în felul următor. Lăsați numărul dumneavoastră de telefon sau un contact colegilor din regie cu care ați vorbit un pic mai devreme. Da, și mulțumesc. Am înțeles că sunteți IT-ist, nu? IT-ist, da. Da, lucrez în domeniu și sunt foarte pasionat de chestiunea asta, cel puțin de salvare apei. Cineva finanțează proiectul dumneavoastră, că nimic nu-i gratis. Nu, este din propria finanțare. Este un proiect pornit personal. Felicitări pentru inițiativă și cu atât mai mult cu cât oferiți lucrurile astea cu titlu gratuit fermierilor. Bine, mulțumim și noi pentru telefon. Mă bucur să aud că urmăriți din Marea Britanie Agro TV și Agricultura la Raport. Da, am revenit în direct. Înțeleg că trebuie să luăm 10 secunde de publicitate, un solo spot și apoi ne reauzim. Seminis reprezintă un prim pas pentru legumicultorii care își doresc performanță. Bun, am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Ați... auzi ce ne spunea telespectatorul nostru de mai devreme, te-a apreciat astfel de inițiative, da, cu atât mai mult cu cât ele sunt pro bono, și nu implică... Vin în ajutorul nostru. Exact. Și mă bucur să văd că sunt tineri care urmăresc din Anglia, din Marea Britanie, agricultura la Raport și mai mult decât atât sunt și preocupați în a găsi soluții. Haideți să discutăm un pic și despre ce s-a întâmplat astăzi la MADR. Vă spuneam că ministrul agriculturii, domnul Adrian Oros, a susținut o conferință de presă și printre lucrurile pe care mi le-am notat, aș vrea să vă comunic și dumneavoastră câteva dintre ele. Nu știu, l-ați urmărit, ați văzut ce a spus domnul ministru, ce a comunicat? Eu am văzut pe Facebook conferința domnului ministru. Bun, în perioada 2021 vor fi 6 miliarde, 3,8 miliarde pe pilonul 1, 2,8 pe pilonul 2. Bun, plăți redistributive pe climă și mediu și plăți directe pe tânărul fermier. ANT-ul continuă. Bineînțeles că vă invită pe toți cei care vreți să vă implicați să contribuiți la noul plan național strategic, nu mai e mult până când va începe PAC-ul. De fapt, invitația făcută de domnul ministru Oros e și pe site-ul Ministerului Agriculturii. Acolo puteți intra și puteți consulta acest plan național strategic care încă e în lucru, e în derulare, da? Programul Tomata se modifică, ajunge la 172 de milioane de euro în următorii 4 ani. Au crescut exporturile, există sprijin cuplat vegetal. Bun, acum sunt multe lucruri așa, programul de reziliență, 36% mediu și climă. Ce ar mai fi de văzut și de spus? Cred că, cel puțin pentru cei care se ocupă de partea asta de horticultură, e următorul fapt, că vor fi următoarele sume. 4.880 de euro pe hectar pentru sprijin cuplat vegetal, sere și solarii, 1.800 de euro pe hectar pentru tomatele de industrializare, ajutor de minimis pentru legumele cultivate în spații protejate, ajutor de minimis pentru cultura de usturoi,
redeschiderea sesiunilor 6.1, 6.3, 6.2, 6.4, 4.1, 4.1a. De asemenea, sub măsura 4.1 este alocat sectorului legumicol în mod deosebit spații protejate, depozitare, sortare, ambalare, transport. Prelucrare. Exact. Cam astea sunt datele pe care ni le-a prezentat domnul ministru astăzi. Bineînțeles că le-a dezvoltat un pic, dar eu o să profit de dumneavoastră. Ăsta e rolul emisiunii, să dialogăm, să dezvoltăm noi subiectul ăsta și să vedem așa care sunt așteptările fermierilor pe de o parte și care sunt planurile ministerului. Dacă cele două drumuri coincid, dacă se întâlnesc undeva, dacă merge ministerul în direcția bună, pentru că dacă nu, știți cum e, politicile astea presupun că ar trebui înainte să fie adoptate, să fie și discutate cu fermierii. Ce-i drept că mulți dintre colegii dumneavoastră susțin că dialogul ăsta e doar de fațadă. Adică mulți sunt chemați pe acolo, bifează o întâlnire, bea o cafea, o apă și pot spune că au fost consultați. Acum eu nu știu dacă e adevărat, dacă e un dialog real sau e doar mai mult așa ca să dea bine la public, da? Ne-am lămurit de cursul timpului. Știu că afirmația asta nu-i făcută acum recent și pe vremea fostului ministru Daia oamenii spuneau că mai mult nu sunt luați în serios decât sunt consultați cu adevărat. Teodor Silvaș din Târgu Mureș, înțeleg că e la telefon. Bună seara! Bună seara și vă salut! Îmi pare foarte bine că vă pot vedea și vă pot auzi. Eu de meserie sunt tehnician horticol. Aș avea o mare rugăminte. Dacă puteți să ne spuneți când puteți să dați relații mai multe pentru pomicultură. În primul rând pentru pomicultură și pe urmă cum avem solarele, cele solarile care sunt de sezon. Și altă problemă, eu sunt un fan a plantelor exotice. Dacă puteți, nu am zis să faceți reclamă la cineva, dacă puteți să ne dați niște repere unde putem procura niște plante exotice și de consum normal. Deci vorbesc de lămâi, lame, cachi, știu eu, mai multe plante din astea exotice. Și vă mulțumesc și mă bucur că pot vedea și mă bucur că văd și pe cei de la Cluj în aceeași emisiune. Da. Deși multe relații aș dori pentru pomicultori, pentru horticultori, în primul rând. Bun. Noi avem o emisiune aici pe Agro TV, se numește Ce vor plantele. Da, știu. Asta bun, am înțeles. De la Cluj, da. Asta ar fi prima direcție către care v-aș îndruma. Dar să știți că eu nu sunt politician să fac fel și fel de promisiuni gratuite, că nu intenționez nici să candidez, nici nu agrez politica. Vă pot promite că în săptămânile următoare voi face o emisiune cu tema pe care dumneavoastră mi-ați ridicat-o și am să vă și invit să participați, dacă sunteți de acord. Da, eu sunt de acord. Numărul de telefon cred că l-aveți în redacție, dacă nu... Nu, o să vă rog să lăsați colegii mele din regie, cu ea ați vorbit, da? Ca să nu facem public așa dintr-o dată, că exact, poate vă cauzează, nu știți exact, cum... Da? Da? Sigur că da. Bine, sigur că da. Mulțumesc mult de tot pentru și telefon și ne reauzim. Sănătate, numai bine. Publicitate și ne reîntoarcem la Agricultura, la raport.